Salutare și bine am găsit la un nou episod de Man or Lord Pana Games. Dragilor, dacă văd acolo stânga jos, avem amenințare directe cu bătaia. Deci nu mai scăpăm, o să vină peste noi niște băieți, așa că trebuie să fim neapărat pregătiți să îi batem. Bun, ce să fac astăzi? Vreau neapărat să mai aduc mai multe familii și vreau să de asemenea, de ce mai multe familii? Ca să pot să-i bag la, în caz de război, să pot să mobilizez. Și mai am o chestie de făcut acum. După ce am terminat să trecut, am văzut o chestie foarte șmecheră aici sus și vreau să vă explic și vouă. Barsa de sus de aici este foarte importantă. Dacă ne uităm aici, avem o familie care nu lucrează, da? Deci putem folosi acum la construcție familia asta. Și de asemenea, aici dacă ne uităm, ne spune că populația este 37 și că nu mai poate veni nimeni în sat, pentru că în orașul nostru, Galați, pentru că nu avem case. Și atunci, primul lucru care facem astăzi este să facem căsuțe, tati. Îi dăm repede, pentru că, v-ați, în mai puțin de un an de zile, băieții o să ne caute. O să fac ceva de genul aici, vreau să fac și un pic de stradă pe aici, pe lângă casă, pe lângă curtea la astea. Ceva de genul. Și mă duc până aici. Ia să vină drept așa frumos. Ceva de genul, da? Nici și așa dreaptă, dar nici prea. Bun. Și după aia, de aici, mergem la rezidenți și o luăm frumos și băgăm case. Băgăm aici pe partea asta. Pe partea asta și pe partea asta. Îi dăm să construiască la greutate. Deci, astăzi ne vom ocupa de case și o să-i dau aici, o să dau aici pe high-dest ăsta, ca să vină mai repede să facă casă, da? Dacă ne uităm puțin aici, avem așa, putem 12 pedestrași și 8 arcași, da? Putem să mobilizăm. Vreau totuși să aduc mai mulți, de asta o să-i dau direct să facă mai multe case pe aici, ca să aducem mai mulți, da? Și dacă ne uităm după aia, după ce fac treaba asta cu case și pregătesc armata de război și poate ne și batem cu ei, toată șmecheria va fi să, cum îi spune, să aducem, facem rost de mâncare și atunci vom mai băga la zona asta de agricultură, voi băga un pic boost, da? Ca să avem mâncare pentru toți. Acum, deocamdată stăm bine, avem mâncare pentru 12 luni și lemn de foc pentru 15, așa că este foarte, foarte bine. De asemenea, vreau să trec și la levelul următor aici, da? La Medium Village, dacă mai fac cu două case cu level 2, ca să mai dea un punct, da? Uite, gata, e gata casa. Și acum poate să mai vină în sat, poate să mai vină oameni, da? E casa gata aici. Și spuneam eu că am nevoie de încă, dar poate case și după aia, ca să avem mai mulți oameni. Mai dăm un pic de viteză. 200 ceva de zile până la atac. Da, avem deja o familie în sat, avem deja acum doi disponibili care vor lucra în construcție, tati. Deci îi băgăm pe viteză, da? Ca să fie treaba bună. Dar vreau să mai fac o mică setare aici la ăsta, la arme. Unde erau armele astea? Cred că asta l-a face arme. Asta face armură. Asta face săbii. Vreau să facă suliți. Da? De ce? Pentru că la ăstea am nevoie de suliți la ăștia. Da? Am schimbat un pic producția la arme aici. Să treacă pe suliții ca să fie treaba bună, da? Și acum apar case noi prin oraș. Mai dau un pic cu viteză. Ia uite ea. Mai dau un pic și pe, azi pe ceas. Uite acolo, vedem când vin băieții. Și acum avem două de-astea, doi care îi putem folosi. Da, îi las la construcție deocamdată. Ia. Da, deci aici va apărea nou cartier de case în zonă. Și voi putea să vă fac rost de oameni să muncească și de asemenea vor fi oameni care vor fi mobilizați la atac. Uite, iar e gardul de scândră la asta. Și la, uite, și la asta la fel. Asta are, asta e șmecheră, aici pe aici intrare și poate să intrare. Da?
E bine treaba pe aici. Ia. O facem gol de două case pentru atunci nivelul ăsta, pentru level 2. Deci astea 1, 2, 3 case sunt de level 2. Case care mi-aduc bani, tati. Deci sunt pe bănuți. Adică au taxe. Mai facem bani și din comerț. Și pe aici este noua alee, pe care, noua uliță pe care am trasat-o. Ia, frumos, elegant sau ce? Pe aici vor veni casele. Bun. Hai, vedem tipul puțin pe viteză. V-am zis că stăm un pic pe viteză, că avem nevoie de cât mai mulți muncitori pe de-o parte și pe de-altă parte mai avem nevoie și de, cum îi spune, de soldați pentru război. Da, mai avem curios de un ăsta, îmi dă mă la bătaie cu el. Dar avem deja acum 3 aici care fac treabă. Și ne-am putut cu unul aici. Avem 15 cu 15. Aceasta asta înseamnă că e bine. Deci armata s-a mărit cu... avem 30 acum. Bun. Asta e bine, ne pregătim. Mai puțin de... Mai sunt zile acolo, mai sunt zile până vin băieții pe la noi. Dacă tot avem casa asta în plus, avem oameni în plus acum, aș vrea totuși să trec și pe asta, pe locul 2, să fac aici pe very high. High, de cel mai mare nivel. Și aici ne mai trebuie lemn. Da? Stai așa un picuț. Aici mai bag eu unul, da? Aici am mai lăsat încă 2. Am băgat încă unul la... A, deși văd că sunt lemne aici. Pe ce-i trebuie lua ăla? De ce nu poate? Sunt cumva bani? Da, deci la casa asta i-am dat să fac level 2. Și la asta nu pot să-i dau pentru că... Ce nu are? 4 de lemn. Ia. Ați. Apare cartierul aici frumos în zona. Ia. La mâncare s-a cam dus un pic mâncarea, e și normal pentru că avem mai mulți villager. Ia, dă voi să fac și eu asta. Asta deja am de level 2. Da, am venit cu o familie în sat, asta e bine. Avem 4 deja aici care stau degeaba și putem să-i mai băgăm pe aici pe acolo. Fiți atenți așa, combinație. Vei să mai bag aici la fier, tati. Îl bag unul la fier, că am nevoie pentru arme. Da, să-mi fac rost de mai mult fier și după aia mai să băgăm și aici. Deocamdată stăm cu minți. E gata casa de aici. Asta e deja gata. Am deja 4, de ce nu-mi dă voie să fac pe asta? Ia, asta îmi dă voie? Nu dă voie. Ia. Da, deci acum dacă ne uităm aici, mai putem, aici. A, tot ocupat aici. Ce s-a întâmplat aici? De ce bate clopotul? Aici avem 32, avem 32, 16 arcași și 16 pedestrași de cum se numesc ăștia, care merg pe jos, mamă ce ploaie, este luna iulie și aici e bine, ia, mai dăm o tură prin sat. Da, au început să apară casele pe aici, ne extindem zona, frumos. Uitați, casă frumoasă și aici mai apare încă o casă, mai apară și, o să mai apară și oameni și vreau să mai fac încă o, cred că o să mai pun eu la unul pe aici, o să mai pun să facă mâncare. Dau să, dar trebuie bănuț, tati. Lasă ce mai vinde pe aici, nici măcar n-am, ia ce putem vindem noi pe la, pe ăsta, plancul n-am. Pe aici avem... Asta n-a cumpărat încă ruta pentru piele.
Dar pot să pun la mică de vânzare. La mică de vânzare pe aici, așa că stăm primiți. N-am venit și pentru noi deocamdată. Da, mai dăm un pic timp înainte. Așteptăm, v-am spus, cu emoțiune să așteptăm bătălia, tati. Aici mai, o să mai pară pe aici case. Deci asta sigur are o aici frumos în ea, aici. Uite, la asta pot să-i dau upgrade acum. Dar la asta nu. Uite, asta pot să-i fac cu 2. Dar să o bag pe asta, că vrea pe asta să facem. Și dau pe... A, e bine. Ca să îmi trebuie o casă aici. Trebuia 15 case, 10 case de level 1 și încă 5 case de level 2. Și dacă fac pe ăsta, mai deblochează un punct acolo, mai deblochează o tehnologie nouă pentru sat. Am pus ochii pe ceva, o să vă zic eu după aia. Ia. Sunt un pic de răbdător cu bătaia, tata, să vedem care e treaba cu bătaia. Tot cu 32 am rămas. Acolo 3. Să casa pe să dea level asta. Și am nevoie de ceva bănuți. L-am 10. Dacă mai de ceva bănuți ca să pot să fac, mai pun nu să pună legume în spatele casei acolo. Avem folos de un mercenar. A trebuit să apară aici în zona jos. Ăla e? A, e tati. Am făcut un rost de încă un punct, un nou level aici. Și dacă ne uităm aici frumos, avem așa. Mă interesa ăsta cu cărbunele. De ce? Pentru că pot să fac mai ușor combustibil. Avem nevoie de combustibil acum, atât pentru încălzire, am nevoie și de combustibil pentru fierărie, tati. Și atunci o să deblochez pe ăsta de aici, de la cărbune, tati. Și putem să facem un felul ăsta, putem să facem cărbune în sat. Pe aici am tras eu drumul ăsta, cred că o să pun cărbunele pe aici pe jos, ia să vedem. Unde e băgată? Cred că e băgată la industrie? Sau? Unde e băgată cărbunele? Uite aici e băgată la asta. Ceva de genul așa. Gata, tati. Da, și facem acum cărbun. Casă în continuare acolo. Îi dau pe asta pe height ca să avem nevoie de populație cât mai mult să vină în sat. Da, și acolo avem cărbunele. Avem 3. O să mai dau aici frumos. Ca să... Cât avem acum? 200 și ceva de zile. Încă e bine. Încă e bine. Am avut o casă de level 1. O să-i dau... Asta cu capra aici, nu vreau să dau cu legume, așa tati. Să pună legume pe spatele casei ca să mai facem rost de mâncare pentru sat. Aia zic. Aici am o casă, mai vin o familie, avem deja 4 acum care ne ajută pe construit. După aia o să fac la cărbune acolo, dar poate o să fac aici. Încă gata și cu case, gata. Aia, tati. Case la greu. Am uite ce e aici. Frumos, elegant. Toate pe case, încă o casă e gata. Și acum ne apare cu albastru. Deci populația poate crește liniștită pentru că avem locuri de cazare pentru... pentru ei. Da? Ia. Construcția este gata. Ce zice aici? De ce apare asta așa? Avem tipul mercenar. Avem 77, deci 34. Hai că ușor, ușor ne cresc ce populație și pe... Vreau și asta, gata. Și băgăm unul aici la cărbune, tati. Deci cărbunele din lemn de foc, dintr-un lemn de foc, face 2 de cărbune. Deci este foarte șmecheră treaba, de asta am și apelat la
asta cu cărbunele, ca să fie treaba bună, să încălzim pentru, cum îi spune, pentru case, dar am nevoie și de asta pentru, cum îi cheamă, pentru pierărie, pentru ce mai folosește, ăla de topit, da? Toți folosesc sursele de căldură și atunci am nevoie de una puternică, iar cărbunul e mai puternic decât lemnul, după cum se știe. Da, asta e casă de-aia asta șmecheră. Aș putea să mai bag pe aici la asta. Și așa arată acum satul, dar ce puțin în zona asta de aici. Biserica în centru, frumos, elegant. Pe aici, Beris, iauzi, piața funcționează bine. Deci zona asta e un pic de zonă industrială în partea asta. Aici avem, ia. Vreau să văd aia de cărbune, cum arată. Uitați. Cum asta ce? Da, nu e niciunul pe aici? Deci iau lemnul și îl bagă sub pământ, îl lasă pe pământ și arde bognit și face cărbunele, tati. Da? Bun, casele sunt gata. Avem patru oameni care așa, aș mai putea băga unul aici la fier. Să mai fie unul la fier, tati, zic. Și de asemenea unul la aici, la topit. Da? Da. Uite, ăsta are nevoie de lemne. Da, de tot de asta, de aceea ia de aici. Și mai băgăm numai și la cărbune. Da, frumos, elegant sau ce. Și acum mai avem un care stă degeaba pe ăla, ținem pentru construit. Ca să fie treaba ok. Acolo la bănuți nu prea avem ce face. Așa. Și acum vreau să mai construiesc continuare case. Da? Deci mergem pe asta. Vă aduc cât mai mult populație. După aia o să fac rost de mâncare. Că sigur să fie problema după aia. Aici facem mutarea de șmecherie. Facem așa, fiți atenți, ca să fie treaba bună. Facem așa. O duc așa. Și le punem pe astea așa frumos, dar n-au acces. Atunci învârtind aici, să vină casele în partea asta la altă. Da? Și pe aia dau construire. Ca să vină casele în grădină aici. Același lucru și aici. Și deja s-a pus asta. Iar aici vor veni... Va veni drum. Frumos sau ce? Da? În zona asta se va construi masiv, a spus iar multe populații, a spus în principal pentru mobilizare în caz de război, tati. Asta e planul meu. Și după aia încep să dublez pe aici pe toate astea, să duduie industria. Următoarea chestie ar fi să fac rost de agricultură, da? Să facem agricultură, să cultivăm în sensul că asta e. Deci, asta mai are. Asta n-are ce să pleacă pe aici nimeni. Îl bag pe el aici, că văd că mai are de adunat și voi lua unul de la cărbune momentan. Momentan. Să până o să apară pe aici prin case. Mai dăm fructul ăsta înainte frumos. Da, s-a apucat de construit și zona asta. Și-a făcut încă unul aici, doamne, de mâncare, o tarabă de mâncare, asta e bine. Stăm la 6. A scăzut mâncarea, exact, era de așteptat treaba asta cu mâncarea. Dacă fac ceva rost de bănuți, ar trebui să mai, cum îi spune, să mai cumpăr. O nouă familie s-a mutat în oraș, asta e bine. Și îl băgăm înapoi, lasă-l construit pe ăștia doi. Ca să meargă treaba repede. Scade vertijul acolo 162 de zile până la atac, până la raid. Și la armată avem 19 cu 19, avem 19 arcași cu 19 pedestrași, ceea ce este bine. Da? Deci putem să mobilizăm în caz de atac 38 de soldați, da? din orașul nostru. Frumos, elegant sau ce? Aici este fântâna. Băi, aici am văzut eu o chestie, uite asta, dacă tot este aici... Asta aș face un mic design în zona asta. Am văzut ceva aici. Uite, putem pune o
statuie ceva, o... Ia. Dar vreau să, totuși, să... Am pus așa, cred că am pus să strâmb. După aia o să mutăm dacă e ceva. Vreau să învârțăm fața încolo. Sau partea asta vedem noi. Care este treaba. Da, dacă mă uit aici... O să văd totuși... A, va trebui... Avem un mercenar disponibil. Pardon, aici. Da, o să apară. Nu știu de ce zic lanțele ăsta. Clopotul la biserică când vine cât un mercenar. Ia. Îi dăm înainte cu tupeu. Să pe ochii pe mâncare. A făcut statuia aici. Ia să vedem cum se vede. Băi, e bine. Dar aș muta-o totuși. O să o demoliși, nu vreau să o demoliși. Nu pot să o mut. Las-o așa. Las-o așa deocamdată. Aici aș putea să mai aș pune niște piețe, cu piața cu timpul, vedem. Aș ocupa un pic zona asta, că e parcă prea... prea golașă. Câte zile mai avem? Mai avem până la atac. Se construiește în continuare. Avem trei familii care stau, adică aici în dispoziție trei frumos, elegant. E mai gata încă o casă. A, în partea asta sau din partea asta. Las că e bine că mai vin ăștia către noi. Aici la lemn de tăia nu mă băgăm aici. Aici aș băga un pic, dar sunt deja 27. Aș băga totuși la cărbune încă o persoană ca să fie treaba bună. Încă o casă e gata. Da, deja avem două case. Ia, ce se întâmplă aici la vale? Partea asta la tupă aici, pardon. Da? Destul de, a început să fie destul de mare că ar fi el aici. Deci pe aici se lucrează de zor. Avem și cărbunele, o să văd ce se întâmplă aici în partea asta. Ia, ușurel. Deci aici se lucrează, se nivelează, apare nou cartier și mărim populația, tati. Da? Îi dăm un pic de viteză. Mă prepar, mă pregătesc de atac, deci mă prepar. Uite că familia a venit, cu casa e gata. Avem deja aici, băgăm și pe al treilea la cărbune, să fie treaba bună. Și mai avem nevoie încă un lemn de foc. De ce? Pentru că te stai lemn de foc să bage la ăsta, la cărbune. Cred că trebuie să dăm 2 aici, lăsăm așa, 2 cu 2. Ca să fie treaba bună. Ăsta face lemn de foc, se duce către ăsta. Da? 5 luni. Deci problema cu mâncarea, tati. Nu prea am bănuți. Mai ar pune o gospodărie să pună... Ia. Vine și iarna. Ia. Și-a pus unul aici, și-a pus băieții aici o tabără. Deci s-adună băieții, s-adună câte unul, câte unul. Ia. Aici mai este de adunat ăsta? Mai am adunat, mai lăsăm un pic aici să mai adune. Beris că am nevoie de mâncare. Mai avem, încă, asta avem 20 cu 20, 40 avem. Deci 20 de... Am o strategie, vreau să mă gândesc să îi bag, cum îi spune. Apropo, dacă tot așa, fiți atenți aici, un picuț. Mai bag aici doi de ăștia. Tot vine iarna. Adunem mai repede mâncare. Ia, și-am făcut o tarabă de mâncare aici. Ia. Uite ce aici, doar e piața aici, tot.
step right up and sample. Dacă dărâm eu statuia și fac și vece, trebuie să fac piață și aici, în zona asta. Ia uite ce-o. Piață bună regă, odată ce e aici. You'll not find finer wares anywhere else. Așa. 110 zile până la atac. Păi, deocamdată am ceva armată, eu zic că e bine pentru început 10, cum îi spune, 40 de soldați. O să mobilizez în caz de... Ce-a făcut acolo? Încă o casă e gata. Ai tot familia în oraș, asta e bine. Aici cum stăm? Mai bagăm-o aici ca să adune tot. V-am zis, la mâncare e un pic problemă, 5 luni ajunge mâncarea. Trebuie neapărat să investim un picuț în zona asta. E că am făcut rost de 15 de astea, puteți să mai pun aici unul de legume. Așa tătuț. Ca să fie treaba ok, deocamdată. Și pe aia v-am spus, ne apucăm de agricultură la nivel... Mamă, cu armată pe aici. Mamă, că începe să vină ăștia în valuri peste mine. Vezi acolo ce iese. Unde ești, tati? Dacă m-a tăcit eu. Uite aici, aici orașul meu. Da, mai puțin de 100 de zile până la atac. Ia. Uite, o casă e gata. Liberă pentru a, fi, a primi... A primi oameni. În ce lună suntem? În noiembrie. Hai, tati. Încă așa, tati. Vezi și o familie, a venit și astea. Băi, ce-mi place astea că... Da, se apare aici. Vreau să punem... 10 cu 10, deocamdă nu. Deocamdă avem așa, 20 cu 20. A venit iarna. Aici... Nu mai ce aduna aici, tu ce apăște de aici, îi retrag și îi las la construit. Îi bag la cărbune aici. Îi bag la, la lemn, după că deocată stă avem pe apostoc. Iar pe gai stai lemne de foc. Și un picuț aici, încă unul să ajute la cărat. Așa tot. E iarnă și frumos. Sau ce? Ia uite. Ia uite cum arată frumoasa mea urbe. Ca să trec după aia, să trec o toaletă cu casele. Da, au apărut aici gospodării la vale. Populația acum am ajuns la 72 de locuitori. Da? Și am preponderat familiile care locuiesc la level 1, la casele de level 1. Cu timpul va trebui să, ia dacă următoarea trebuie să fac de level 3, va trebui două case de level 2 și pe aia 3 case de level 3, ca să fac de level 3 la casele astea. Asta pot să fac level 1, level 3, asta e level 2, poate. Nu? A nevoie de la acces la cărciumă, să upgradez biserica și să fac încă un rând de haine aici mechere. Bun, îi dau pe repede înainte aici. 74 de zile până la atac, tati. Am avut o familie în localitate, asta e bine. E gata și casa, cred că sunt gata toate casele în zona. Și aș face următoarea schiță aici. Și un pic de alee pe aici ca să poată să fie cât de cât se poate deplasa. Aici. Asta nu avea legătură cu asta aici. Cred că mare. Este decembrie. Și mai avem puțin până la atac, tati. Mamă, emoționez, emoționez, emoționez. 20 deocamdată antrenați aici. Am 4 care stau.
M-am făcut o zi încă unul cum a trebuit să totuși. A, scândură, tata, să vă lăsă pe scândură aici. Să bag doi, că am de unde. Și o să mai bag, uite, am venit încă unul în sat acolo. Mai bag aici. Aici am patru la minerit. E bine sau ce? 40 de zile până la atac. Suntem pregătiți? Bă, dar văd că aici n-am mai pune aici, la... Dacă îi pun pe ăsta, îi împarte în ăsta. Dacă mai pun de ăsta, îi împarte pe aia. Deci n-am o tu pe noi. La ăsta... Am uitat încă o familie în oraș. Aici e full. La lemne avem deja o grămadă de lemne pe stoc. Aici deja e bine. Aici la cărbune e full. Am trei care stau degeaba. Mai puțin de o lună vine atacul, tati. Unde aș putea să mai pun eu? Lasă la lemne, asta nu. Uite, la genar, până am picior la lemne. Ochii ca pe o butelie pe... Vreau să-i pun și pe ăștia la treabă și nu știu cum să-i bag. La pi... Aici deja e full. 27 de zile, practic, până la... Mai bag la gunar. Dar acum toată lumea este pusă la treabă. 27 avem de arcaș, tati. Mai puțin de... Dacă nu văd din cauza la albul acolo. Deci în 20 de zile vin băieții. Emoțiune sau ce? Ia. Șaisprezece zile. Hai că-i dau pe repede înainte ca să fac. Aici stăm puțin cam rău cu mâncarea. Au adunat prea mulți. Să fac neapărat rost de mâncare. Oh, a căzut sub două luni la mâncare. Sau a trebuit să cumpăr. A venit o familie. Mamă, după ce cam 9 zile până la... Ah. Ăștia atacă iarna, nu? Am mai multe... A, mai văd o tarabă pentru a vânde aia. Nu mai am de asta pentru tarabe. Îl văd acolo. 3. Ce că mai e o zi până la... Bă, da, mesajele pe aici mai apar. Vreau totuși... Aici. Ia. Gata, tati. Ia uite-i. Pe unde vin? Deci până la te... Deci ăștia sunt dușmanii care vin pe partea asta. Pe și unde ăștia sunt? A, ăștia sunt dușmani noi. Ăștia ne atacă. Unde vin, mă, frate? Lateral pe aici? Nu știu pe unde să... Deci fac așa. O dată. Și arca și aici. Un pic în spate. Îi cheamă la luptă pe oameni. Dar nu știu pe unde vin... Ia. Stay together!
fug toți acum, se adună. Hai da. Ia uite-i. Da, dar pe unde sunt ăștia? Îi văd pe ăștia. Nu-i văd... Uitați ăștia. Dar pe unde vin ăștia, mă? Step right up and sample. Mamă, și albul ăsta aici, deci chiar nu văd nimic atât, tipă. Că nu știu unde să pună... armata. Deci chiar nu-i văd. Dar cumva au plecat. S-au speriat de mine. Ia uite-i. Să-ți băieții mei. Și ăștia sunt arcașii. Dar aveam totuși... Ia. Uite o nouă familie aici. Să speriam de asta. Păi vor mai multe tarabe acolo, dar... Apoi cu... S-au speriat de mine, nu știu, nu dau seama. Dacă dau tu, s-a făcut moarte deja. Să mă pot filma ce s-a întâmplat acolo, când am văzut mesajul. Văd că nu mai e mai ca nimic pe aici, nu mai e nicio problemă. A? Ia. Sunt pe ăștia imobilizați și am nevoie de ei în... Ia uite, tati. Am nevoie de ei în... în sat. Ăștia sunt arcașii. Și aici, în partea asta, am infanteria. Ia uite-i. Ia uite-i, tati. Oșteni! Băi, deci nu știu ce s-a întâmplat, dar văd că n-am mai... ia. N-am mai venit. Oricum s-au speriat de mine, nu știu, dau seama. Bun, important e că avem... suntem pregătiți cu armata. O să dau înapoi, să duc înapoi la cum se spune? Cu astea. Și acum să duc băieții înapoi la treabă. Nu știu. Eu eram totuși pregătit de bătaie. Dar băieții n-au venit. I-am așteptat. Aici am băgat unul la asta. Avem de cules mâncare. O să pun pe toți trei aici ca să sunt liberi. Gata, tati, că avem nevoie de mâncare. Bun, dragilor, am pregătit armata. Eram acolo în formație, n-au venit. Le-a fost frică când am văzut că ce trupe am.
Dar important e că pot mobiliza. Acum, urgență de urgență este să fac rost de mâncare, pentru că ce am eu până acum mi-ajunge doar pentru 2 luni. Problema este că ăștia nu pot lupta cu burtele goale și, de asemenea, pe aici ăștia mai vor să facă ceva tarabe. Bun, cam atât pentru astăzi. Vedem care e treaba. Acum avem armată, avem cât de cât suntem pregătiți pentru scandal. Vedeți ce urmează. Mă trebuie acum mâncare. Dacă puteți acest episod, apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până la viitoare, v-am salutat!